Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Floarea nopții, episodul 7. Yohua afirmă că îl crede pe Suho pentru că ajută oamenii neputincioși, dar acesta o avertizează că o va supraveghea pentru a o ține în viață. În palat, Yonehak și regele pun la cale un plan, deducând că fratele lui Yohua, Sun-ho, este în viață și deține tableta de jad și ultima dorință a vechiului rege. Seokhei ordonă retragerea lui Lady Oh, iar Pil îl informează despre implicarea lui Suho. Seokhei investigează zvonurile despre Suho fiind fiul nelegitim al lui Park. Ian află că Lady Oh știa că inelul lui Yeondeokhei nu era al soțului ei. Ceea ce o face pe Yehua să se întrebe de ce a mințit. În timp ce Seokhei devine din ce în ce mai puternic, Lady Oh este forțată să intre în doliu timp de 3 ani, dar continuă să încerce să ia legătura cu Yehua. Suho acoperă cazul dispariției cadavrului, iar presiunea crește asupra lui Yehua de a fi perfectă. Pe străzi, Mansik intimidează un străin nou pentru că a deschis un chioșc fără permisiune. Suho intervine, dar Pil îl avertizează să nu se implice. Yonehak face o înțelegere cu Ian, iar Yosub îi oferă lui Suho un ac pentru păr pentru iubita lui, lăsându-le confuz. Seokhei invită la el acasă pe Suho și Yonehak, iar Suho este entuziasmat. Bishan continuă să caute femeia mascată și se întâlnește cu Huan Yikyung. În timp ce Yosub face un spectacol la o întâlnire, Yehua se strecoară înăuntru chiar când sosește Suho. După întâlnire, Yonehak organizează o întâlnire între Suho și rege pentru a discuta despre Yeon și moartea vechiului rege. În timp ce Yehua se întâlnește cu Lady Oh, descoperă un evantai aparținând lui Suho. În epilog, Ian îi găsește pe Suho și Yehua într-o îmbrățișare, iar aceștia sunt stânjeniți. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.